da, aș vrea să știu calitatea dumneavoastră. Sunteți locuitor al acestei, al acestor comunități? Nu, v-am întrebat. Sunt un cetățean rotoșănean care suferă și a suferit. Locuitor al comunei Ileanca sau, sau comuna Coțușca? Pentru a folosi un drum județean, pentru să fie cetățean al comunei, întreb și eu. V-am întrebat. Eu vă întreb acolo la lumea. V-am întrebat. Eu folosesc acel drum lunar. Doamna președinte, eu folosesc acel drum lunar. Eu știu că aveți domiciliu în municipiu. Foarte bine că știți, dar în același timp știați că cei cu lunar pe acolo. Deci eu cu mașina trec pe acolo lunar. Da? Ca cetățean care merge cu mașina. Păi e treaba mea, normal. Și ca treaba mea, de asta sunt aici. Trebuie să știu doar după acești băieți. Mai departe. Dacă poți să... Să vă mai aveți vreo întrebare? Dacă poți să vă întrebi ceva, dacă... O secundă, vreau să vă spun ceva. Suntem foarte încântați că vă preocupă foarte mult soarta județului Botoșani. După cum bine știm cu toții de aici, cred că din 2012 până în 2020 ați fost senator de Botoșani. Ne puteți spune, punctual, dacă ați avut o singură interpelare sau luare de cuvânt în care să fie adus în discuție acest lucru? Vă rog să consultați site-ul senatului. L-am consultat și nu e nimic acolo. Depinde unde ați căutat dumneavoastră. Păi site-ul CD. Aveți alta? Pe care site? Pe site-ul care, deci... Pe care site ați căutat? Pe site-ul senatului, site-ul oficial. Aveți exact 5 interpelări? Ați scos alt site-ul din el, nu hotărăți. Nu, exact, de la senat este. Aveți 5 interpelări, aveți ceva acum de aia, nu asta e ideea. Deci, dacă aveți, vreau spuneți care este. Că ce a fost făcut? E o întrebare simplă. Domnul Aveți vreo interpelare pe tema asta? Domnul Cărăuș. În ce am luat fără la țări? Nu aveți. Deci mai departe. Asta deci nu avem nicio declarare. Vă preocupă, dar nu. Deci în 8 ani de mandat ca senator de Botoșani, nu ați întrebat niciodată conducătorii țării, celălalt cu dumneavoastră, dacă se interesează de soarta Botoșanului. În speță cu acest drum. Mai departe, după cum am întrebat și colegii mei, să înțeleg că nu avem un termen pentru că oamenii de afară au un răspuns. Ce le spunem noi acum? Avem un termen? Eu cred că v-am dat termenul foarte clar. Care e? Prin legea bugetului de stat. Nu. Aveți o dată? Exact. După aprobarea legii bugetului de stat, acest buget coboară pe autoritățile județene și locale. După aprobarea bugetului de stat, în funcție de sumele care vor fi alocate, inclusiv Consiliul Județean prin Direcția Județeană de Drumuri și Poduri, găsim cea mai bună soluție. Am avut și alte discuții cu privire la alte sectoare de drum județean care urmau să intre în implementare. Le-am explicat foarte clar locuitorilor din zona respectivă, care au protestat atunci, că nu facem niciodată promisiuni fără acoperire. Rolul nostru este să căutăm soluții, astfel încât fiecare zonă a județului Botoșan să se bucure de o dezvoltare unitară. Ne bucurăm, dar aveți ce promisiuni făcute prin internet? Dar aveți. Dacă aveați timpul, citeam acum. Ați promis. O întrebare din partea mea, doamna președinte. Până se licitează traseul pe drumul respectiv, cetățenii satului Cozlești, ei nu au acces la transportul public. Ce soluție aveți dumneavoastră? Repet, la Consiliul Județean nu avem nici o reclamație în acest sens. Dar avem o petiție. Da. Pe această chestiune depuneți petiția și veți primi răspunsul corespunzător. Ce termen ne dați? Și nici nu am fost notificați în sensul în care un... Termenul legal din lege, bineînțeles. Bineînțeles. Termenul legal din lege care ar fi pentru, să-mi dați un răspuns mai concret pentru drum național. Am dat răspunsul din doamnă, în afară de emisiuni și de pe an pe an, în afară de pe an pe an, când ziceți că aveți fonduri, altceva, vă fie mi-a dorit exact ce a făcut Consiliul Județean până în acest moment și v-am asigurat de toată disponibilitatea noastră. Ce a fost un dialog coerent și ceea ce am făcut până în acest moment cu privire la infrastructura rutieră județeană, cred că demonstrează pe deplin buna noastră credință. Unde era buna noastră credință? Da? Ați dat o secundă când văd ce poezia, dar nu mă arăt. Poezii spuneți dumneavoastră. Da, vă fac și o poezie. Asta. Cum era această vară când oamenii din Codrenie au stat izolați 3-4 zile fără apă, fără și special bătunetul? Păi, este drumul județean, nu? A spus că v-ați interesat și unde era să facem? Nu am înțeles întrebarea dumneavoastră. Îmi pare că sunteți coerent în ceea ce întrebați. Unde ați fost astăvară când au fost să pezi de alea? Când oamenii din Codrenie... Astăvară trebuie să vezi. Astăvară trebuie să vezi.
Unde era? Unde erați dumneavoastră? Nu am înțeles întrebarea dumneavoastră, hotărâți-vă-ți ce doriți să întrebați, ca să pot să vă dau un răspuns. Da, și mă scuză, luați cu treaba. La ce? La drumul ăla de ziar, care nu vă spun ce spuneți. Nu mi-a explicat, v-am zis, mă afară dimensiunea care vins, de an pe an, deci din 20 ceva de ani, tot aud eu, s-a sfateat. Se fac lucrările specifice. Doamna, la anul, spuneți tot așa, nu sunt fonduri. De ce nu sunt fonduri? De ce nu sunt fonduri? Dacă îmi permiteți, cetățenii comunelor Leanca și Icoțu Jda, care sunt prezenți afară, doresc să discute cu dumneavoastră. Ați fi de acord să ne spuneți două vorbe? Am înțeles, dar ei doresc să vorbească și